Bună ziua! Voi pregăti chiftele din dovlecei și carne tocată. Voi avea nevoie de o căpățână de usturoi, o linguriță de vegeta, o linguriță de fulgi de chili, se poate folosi sare sau piper, 2 ouă, 4 dovlecei, 850 de grame de carne tocată de porc, o legătură de mărar sau de pătrunjel. Voi da dovlecei părăzătoare, deja am început să îi dau părăzătoare. Dovlecii i-am tăiat în jumătate și i-am spălat foarte bine. Și acum voi da acești dovlecei părăzătoarea mică. În felul acesta. Voi continua să dau toți dovlecii părăzătoarea mică, până îi voi termina pe toți de dat pe această răzătoare. Am dat pe răzătoarea mică dovlecii, cam în felul acesta arată. Dovlecii nu i-am scurs de acel lichid lăsat de dovlecei, deoarece vreau niște chifteluțe puțin mai moi, mai lichide. În felul acesta nu voi fi nevoită să pun făină sau pâine sau alte mirodenii în ea. Le voi lăsa simple. Voi pune mărarul tocat mărunt, usturoiul dat prin presa de usturoi, cele 2 ouă, voi amesteca puțin totul. Voi pune și condimentele. Și carnea tocată de porc. Voi continua să amestec totul foarte bine până carnea tocată și ouăle împreună cu usturoiul și mărarul se va încorpora foarte bine în dovlecei dați pe răzătoare. Totul este gata. Am amestecat foarte bine până s-au încorporat toate ingredientele. Voi forma chiftelele. Și le voi pune pe o farfurie.
Se pot pregăti mai mici, mai mari. De data aceasta am ales să le pregătesc puțin mai mari. Și voi continua să le pregătesc în felul acesta până voi termina de format toate chiftelele. Într-o tigaie am pus chiftelele la prăjit, la foc mediu, și acum le voi întoarce. Le voi lăsa să se rumenească și pe partea aceasta. Chiftelele sunt gata, le voi scoate. Voi trece la următoarele. Și le voi lăsa și pe acestea să se prăjească pe ambele părți. Chiftelele cu dovlecei și carne tocată de porc au ajuns la final. Este un aperitiv rapid de vară și gustos. Se poate servi alături de un piure de cartofi, un orez, alături de felii de roșii sau o salată verde. De asemenea, se pot servi cu pâine proaspătă sau simple. Se pot pregăti atât rotunde cât și plate. La revedere!